Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună la Radio Vocea Evangheliei. Emisiunea Lumini peste veacuri vă slujește și vă stă la dispoziție în fiecare mar seara, de la 6, dar și duminică seara după amiază, tot de la 6, în reluare. Și de ceva vreme, prin Harul lui Dumnezeu și cu ajutorul invitaților, putem să postăm și pe YouTube, pe Facebook aceste emisiuni filmate. Așa că mulțumim Domnului pentru toate acestea și rugăm să ne însoțească și să ne binecuvinteze și la emisiunea de astăzi, domnule pastor, pe care, domnul pastor, mă scuzați, îl prezint pe domnul pastor Daniel Fodorean, dânsul a mai fost în studiul nostru și ne bucurăm că a revenit. Bine ați revenit și vă invităm să vă rugați. Mă bucur și să ne rugăm. Ne rugăm. Tatăl nostru din ceruri care ai făcut fiecare om de pe pământul acesta, cel care ai creat tot ceea ce este, înaintea ta, Doamne Dumnezeule, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru ceea ce suntem, îți mulțumim pentru valoarea care ne-ai dat-o nouă ca și oameni, îți mulțumim pentru răscumpărarea, pentru mântuirea, pentru uh, salvarea sufletului nostru, care ai realizat-o prin Mântuitorul nostru Isus Hristos. Amin. Te slăvim, Tată, din ceruri, pentru că putem și astăzi să reflectăm la cuvintele tale și te rugăm să deschizi inimile noastre, pentru ca acest cuvânt al tău să pătrundă în adâncul ființei noastre. Îți mulțumim, te rugăm să binecuvintezi ascultătorii, te rugăm să binecuvintezi pe cei care vizionează această emisiune și numele tău să fie slăvit pentru toate. Amin! Amin, mulțumim. Dragi prieteni, continuăm seria emisiunilor dedicate aniversării a 500 de ani de la Marea Reformă a lui Luther. O să vedem, s-a organizat la Biserica numărul 1, Biserica Sfânta Treime, grație invitatului din seara aceasta, domnului Daniel Fodorean, lector universitar la Universitatea din București, în cadrul a două facultăți, Facultatea de Drept și Facultatea de Teologie Baptistă. Da. Bine ați venit, vă spun încă o dată și vreau să citesc cu îngăduința dumneavoastră două versete care să ne slujească la ceea ce ne-am propus să discutăm astăzi. Ce s-a întâmplat nu de mult la Constanța, deci în cadrul acestui simpozion dedicat reformei, a 500 de ani de la reformă, și de asemenea cu ajutorul dumneavoastră să înțelegem, dragi prieteni și dragi creștini, dacă astăzi mai are relevanță acest eveniment, mare implicații și dacă mai este și astăzi nevoie de acest spirit reformator. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu prima dată. Se află la Roman, capitolul 12, versetul 1 și 2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, Sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin! Până aici, cuvântul lui Dumnezeu, domnule Daniel Fodorean. Suntem și cadrul didactic, sunteți, continua să fiți și pastor și într-un fel pastorul pastorilor din zona aceasta și din alte e, zone ale țării și nu numai ale țării, și din diaspora. Ne bucurăm, așa cum vă spuneam, că sunteți din nou împreună cu noi și vrem să ne spuneți ce s-a organizat sau ce ați reușit împreună cu Biserica Sfânta Trăime să organizați în e, amintirea și pentru sărbătorirea reformei lui Luther. Reforma protestantă a avut loc în urmă cu 500 de ani și în această lună, octombrie, există o intensitate și o aglomerare de evenimente legate de această reformă, special în 31 octombrie, când Luther a țintuit pe ușa catedralei din Germania... Wittenberg. A, Wittenberg, a, acele teze ale sale. A, am crezut potrivit că Constanța n-ar trebui să fie indiferentă față de un astfel de eveniment. Da, suntem cu o populație... Divers aici, diferite grupuri etnice, dar cu toate acestea ar trebui să ne aducem aminte de acest eveniment. Astfel am încercat să port un dialog cu reprezentanții Universității, ai Facultății de Teologie Ortodoxă, a celelalte instituții, ca să putem. Realizat acest eveniment. În final, evenimentul a fost realizat sub egida comunității baptiste de Constanța, așa cum am spus la Biserica Sfânta Treime din Constanța. El a vrut să fie un eveniment aniversar privit dintr-o perspectivă interdisciplinară și interconfesională. Și interconfesională pentru că la baza organizării acestui eveniment a stat faptul că reforma protestantă nu este doar, nu vizează doar latura spirituală, ci impactul și implicațiile ei au fost în diferite domenii ale vieții sociale și politice și legislative. Ca dovadă, ce invitații de marcă că au fost destui, puteți aminti de la acest simpozion acest au aniversat. fost invitați mai, mai mulți în diferite domenii cei care au reușit să participe la această conferință și să aibă o intervenție a fost domnul profesor Vasile Sârbu fondator al Facultății de Medicină din Constanța tema dânsului a fost legată mai mult de reformă și medicină reformă și viața spirituală personală. Deci s-a atins acest aspect al vieții spirituale personale uh, și modul în care reforma uh, trece dincolo de un sistem. Ea nu vrea doar să dărâme, să uh, elimine anumite practici uh, ecleziale care... În concepția lui Luther și a reformatorilor, erau nesănătoase și nebiblice. și nebiblice, și reforma vine până la urma urmei la transformarea pe care are parte fiecare individ. Domnul profesor a subliniat aceste lucruri într-un mod foarte frumos, frumos și argumentat, istoric, biblic, în sensul acesta. Pe lângă domnul profesor Sârbu, au mai fost doi invitați de la București, de la Facultatea de, de Teologie Baptistă, unul dintre ei și unul dintre ei de la Facultatea de, teologie, de Istorie ambele facultăți din cadrul universității București, domnul Emil Bartoș, care este conferențiar la Facultate de Teologie Baptistă, este și are și abilitare pentru programele de doctorat. A venit și a vorbit despre momentele care au cruciale din care au precedat și au generat această reformă. Pe lângă domnul Emil Bartos a fost și lectorul universitar dr. Liviu Damian, care este la Facultatea de Istorie din cadrul Universității București. El s-a ocupat mai mult de gândirea, de teologia Reformatorilor, luând diferite teme din bogata învățătură care a fost transmisă de la reformatori. Vă mulțumim pe calea aceasta și cu ocazia aceasta că i-ați adus și la radio, pe cei doi ultimi amintiți. Da, a fost și la radio pentru a transmite acest mesaj dincolo de eveniment. Este un mesaj important, reforma protestantă și învățăturile ei continuă până în ziua de astăzi. Pe lângă lângă cei trei invitați, a mai fost și uh, domnul maestru Adrian Stanache, dirijorul corului din, uh, de la Opera din Constanța, doctor în uh, muzică, uh, cadru didactic asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Dânsul a vorbit despre reforma protestantă și reforma muzicală, arătând legătura care există între uh, schimbarea de gândire. Schimbarea de mentalitate cu privire la viața spirituală de care a avut parte Luther și ceilalți reformatori și modul în care acest lucru a avut implicații asupra domeniului muzical. Dânsul a subliniat mult sub... despre Bach. A subliniat mult, a arătat cum de opere de-a lui Luther au fost preluate de către Bach și frumusețea care o găsim, o găsim acolo. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să, să spun, să tragem o concluzie așa la evenimentul acesta, am putut să remarcăm următorul lucru. Odată ce omul își schimbă viața spirituală, întreaga viața lui se schimbă. Domeniile vieții lui nu mai rămân la fel. Familia Prietenii societatea. Prietenii societatea, reforma individuală și reforma comunitară duce la schimbarea vieții și la schimbarea și la reforma în societate. Și poate ăsta a fost mesajul pe care noi am vrut să-l transmitem cu ocazia acestei, acestui eveniment. Totul pleacă de la modul în care gândești și dacă gândești și înțelegi pe Dumnezeu într-un mod biblic și te apropii de Dumnezeu în uh, uh, mod personal exact. și cu o reflectare asupra Sfintelor Scripturi care este mesajul revelat al lui Dumnezeu, atunci viața noastră va fi schimbată. Uh, probabil că istoria noastră n-ar mai fi vorbit de Evul mediu întunecat dacă reforma ar fi avut ar s-ar fi întâmplat imediat după părinții bisericești, de exemplu, prin 300, 400 și așa mai departe. Cert este că, dragi prieteni, domnul uh, lector uh, universitar, domnul Daniel Fodorean, a mai fost uh, la noi în studio. Pentru acest eveniment, acum o lună sau două, împreună cu Dorian Negoi, profesor de istorie, și am vorbit atunci mai mult despre prereformatori. Rămăsesem datori prietenilor și ascultătorilor noștri să vorbim despre reformă, dar deja am făcut o cu invitații dumneavoastră de la București, da. cei doi, istoricul și teologul. Și acum, tot cu asta, am rămas să discutăm despre implicațiile ulterioare ale reformei. Și mai ales de actualitate. Este reforma sau spiritul acesta al reformei o chestiune de actualitate? Ar trebui să reflectăm și să ne asumăm sau să ducem mai departe acest spirit? <coughs> Nu aș vrea să iau toate implicațiile post-reformă la nivelul istoriei bisericii, ci eu aș vrea să mă opresc puțin la nevoia de reformă actuală a bisericii. Exact. lumina reformei protestante, mai este nevoie astăzi de reformă, m-aș duce spre un principiu care a fost denunțat chiar în acele vremuri, ale reformei, Eclesia Semper reformada, o biserică într-o continuă reformă. Cred că noțiunea de biserică duce spre ideea de reformă. Biserica, în esență, este într-o continuă schimbare. Adunarea celor jos, Eclesia, da? Eclesia este într-o continuă schimbare, pentru că noi oameni avem nevoie de schimbare. Și o schimbare continuă. Și atunci răspunsul e foarte simplu. Da, sigur, biserica a fost reformată, biserica se reformează și biserica trebuie să se reformeze, biserica trebuie să se schimbe. Atât spre asta în plan personal, cât și în plan comunitar. Și având în vedere că timpul, spuneam altădată, și materialismul nu lucrează în favoarea spiritualului, cred că asta este o cauza acestei, acestei nevoi de, de reformare permanentă. Exact. Apare rutina în biserică, apar influențe negative pe parcursul istoriei și e nevoie mereu și mereu de acea întoarcere, așa cum spuneau reformatorii, inspirați din, într-adevăr, din renaștere, umanism, ad fontes, întoarcerea la izvoare, Mereu și mereu este nevoie de acea întoarcere spre izvoare, spre a verifica dacă starea actuală a a vieții și a comunităților creștine mai este în conformitate cu planul inițial pe care Dumnezeu l-a făcut. Ăsta este, de fapt, un principiu renascentist, am înțeles, la, da. la conferința despre care am uh, amintit, și este, a fost o influență bună a uh, culturii de atunci care se reforma la rândul ei. Da, a fost, a fost o influență bună, renașterea a fost și în plan, al, planul artei, a, așa, și a fost și în plan spiritual. Nu aș vrea să vorbesc despre contextul da. de atunci, dar aș vrea să spun că biserica, da, are nevoie de reformă. Acum, la întrebarea de ce are nevoie biserica de reformă, în general, răspunsurile actuale sunt de natură pragmatică, întâi de toate, pentru că există probleme în biserică, pentru că nu sunt suficienți oameni care să se apropie de. să vină la biserică, pentru că cultura s-a schimbat, pentru că și biserica nu mai are relevanță în cultură. Acestea sunt o categorie de răspunsuri. Ele sunt mai mult uh, răspunsuri din categoria pragmatismului, răspunsuri concrete. De ce am eu nevoie de reformă? Pentru că vreau ca situația să fie alta în în biserică și în societate. Uh, dar uh, aceste aceste răspunsuri au o doză de uh, utilitarism în care noi vrem uh, reformă mai mult din perspectiva rezultatelor. Vreau Altfel de rezultate, de aceea trebuie să mă schimb. Este un element interesant, dar cred că nu este suficient. A doua categorie de răspunsuri, argumente pentru a spune Biserica are nevoie de reformă și azi, și azi este argumentele istorice, pentru că Biserica tot timpul s-a schimbat. Nu este doar o singură reformă și cei care au participat la conferința pe care am avut-o am văzut că încercări de reformă nu de aceeași amploare au avut loc în întrea tot timpul în istorie tot timpul au fost mișcări de schimbare de reformare sau, sau încercări cel puțin sau încercări. Ele nu s-au concretizat în aceeași măsură în care a fost concretizată reforma lui Luther. Luther. Deci, istoric vorbind, avem argumente pentru reformă, dar eu cred că cele mai importante argumente sunt argumentele de natură teologică. Schimbarea trebuie să fie. Și să trebuie să fim preocupați de schimbare, pentru că așa prezintă Biblia lucrul acesta adunarea lui Dumnezeu sau biserica, cum o numim astăzi, Eclezia, este o adunare formată din oameni imperfecți. Când Dumnezeu i-a adus și ne-a adus în această adunare numită biserica, intenția lui Dumnezeu a fost nu ca să ne pună într-un loc să ne protejeze viețile după ce El ne-a mântuit, ne-a salvat sufletul, ci această adunare are rolul ca să ne sprijine în procesul sfințirii noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, adunarea, contribuie și ne sprijină în sfințirea noastră. Deci, ca și partea adunării, eu sunt într-un proces de sfințire, de schimbare. Și cred că așa s-a întâmplat și la Luther. Stau și mă gândesc, el citind sau studiind epistola către romani, nu s-a uitat în... A văzut și afară că sunt abateri, că e decădere și așa mai departe, dar cercetând, Teologic, deci de la, de la o motivație în principal teologică el a pornit reforma. A observat că, de fapt, mântuirea este exclusiv prin credință și de acolo. Și apoi au venit implicațiile practice, nu? Pentru că, dacă noi lăsăm ca ă, schimbarea Bisericii să fie generată doar de nevoia noastră de succes, să avem mai mult succes ca și Bisericii. Sau rezultate, să nu știu. sau, da? sau în creșterea impactului a, în societatea Bisericii, toate acestea ă, sunt. Bune, dar nu suficiente, pentru că depinde cum măsurăm impactul, depinde cum măsurăm succesul. De aceea, când ne uităm în și în reforma lui Luther, el a plecat de la Biblie, de, de la este. nevoia lui. El a comparat starea bisericii nu cu uh, ideea din societate, ci întâi de toate cu ceea ce spune Dumnezeu despre, despre ceea ce ar trebui să fie biserica. Și acest pri sau aceste, pri această prioritate, spuneți dumneavoastră, trebuie păstrată și astăzi, vis-a-vis -vis de orice biserică care realizează că reforma e necesară permanent și trebuie să fie o componentă da, permanentă. și așa cum spunea un coleg de al nostru, spunea schimbarea este principiul neschimbat al bisericii. Sună bine. Schimbarea este principiul neschimbat al bisericii. Deci noi mereu, mereu trebuie să ne schimbăm. Schimbarea trebuie să fie intenționată și direcționată. Noi oricum ne schimbăm. Oricum ne schimbăm. Oricum ne schimbăm. În rău sau în, bine. Sau în bine. Timpul trece, cultura se schimbă, noi, ca și oameni, trecem prin diferite etape ale vieții, exact. și noi toți avem parte de schimbare. Nimeni nu rămâne pe loc. Întrebarea este încotro încotro această schimbare. Și de aceea cred că schimbarea asta trebuie să fie intenționată și direcționată, cu alte cuvinte, în mod intenționat trebuie să lucrez și să las pe Dumnezeu să-mi schimbe viața mea și să lucreze la schimbarea bisericii în care sunt și în special cei care sunt slujitori sunt chemați de Dumnezeu să fie oameni care direcționează spre schimbare în mod intenționat încurajează schimbarea și direcționează poporul spre schimbare. Și la rândul lor ei trebuie să fie agenți ai schimbării. Exact. Pentru că spuneați, schimbarea poate să fie în bine sau în rău, dar atâta timp cât plecăm de la Biblie, cum spuneați, care este principiul primordial, schimbarea nu poate să fie decât înspre binele împărăției lui Dumnezeu. Dacă, chiar dacă plecăm de la Biblie. Chiar dacă, dacă plecăm de la Biblie și rămânem în cadrul Bibliei. Chiar dacă poate din punct de vedere al confortului va fi, nu va fi mai bine din punct de vedere al impactului, poate, sau al numeric, poate nu va fi mai bine. Atâta timp cât rămâi, la, pornești la Biblie și rămâi în cadrul Bibliei, sigur ești pe calea mai bună. Și atunci întrebarea este de ce totuși astăzi nu au loc aceste schimbări? Dar cu toate că avem toți aceeași Biblie, toți citim în Biblie, de ce nu are loc schimbarea? Și cred că aici avem o nevoie de Ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu, nu doar de auzirea Cuvântului Dumnezeu, nu doar de citire, ci de dorința de a a trăi. Astăzi, Biserica cred că este nereformată pentru că îi place să audă despre Dumnezeu, dar nu este suficient de convinsă că trebuie să umble cu Dumnezeu. Și cred că vorbiți aici nu doar de Biserica. Baptistă sau biserica nu, penticostală. Orice sau biserică. biserica protestantă. orice biserică. Da, orice, orice biserică. biserică are nevoie să asculte de Dumnezeu. Exact. Și spuneați că agentul schimbării ar trebui să fie chiar preotul sau pastorul, liderul uh, acelei biserici. Da, aveți dreptate. Nu este un, uh, un proces ușor, dar este absolut necesar, cum spuneați. Da, este necesar și uh, cred că uh, ar... Uh... Noi astăzi suntem în această criză de neimplementare, spun eu, de a dori să auzim, dar a nu dori să facem. Se stinge repede tot. Se stinge repede tot, nu suntem, nu pășim înspre lucruri. Adică, vă spun acum, am fost în câteva contexte, în câteva situații în care am ținut cursuri sau am predicat. Oamenii astăzi nu mai așteaptă ca după ce ai predicat, și nu sunt preocupați ca după ce ai predicat să zică bun. Hai să ne apucăm să plinim. Ce facem acum? Conferim. Ce facem? Și da, da. în general a fost un, o predică frumoasă, ne-a plăcut, interesant. Mergem acasă. Da, foarte bine, foarte niște concepte interesante. Totul se întâmplă la nivelul discuțiilor, a minții, a informației. A, da, sunt convins că unele schimbări nu vor avea loc imediat și treptat, treptat a, aceste cuvinte, aceste învățături vor aduce a, rezultate în viața omului. Dar a, Personal, nu simt că noi avem aceeași determinare pentru schimbare, aceeași dorință de a lua și asculta pe Dumnezeu. Noi complicăm foarte mult lucrurile pe când Dumnezeu a lăsat ca lucrurile să fie destul de simple și cheia, mutarea despre un credincios care doar aude și vorbește despre Dumnezeu, la un credincios care ascultă ce spune Dumnezeu, face ce spune Dumnezeu, adică, în termenii Sfintei Scripturi, umblă cu Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar fi cu el pe drum și el cu Dumnezeu. Exact. Acest lucru face diferența. Bun, deci, reforma de astăzi, ca și atunci, trebuie să pornească de la Biblie, de la adevărul lui Dumnezeu. Dar nu trebuie să oprească aici, spuneți. Trebuie da. aplicare, trebuie implementare. Și a... din cauza societății sau culturii în care trăim, sau poate din cauza revoluției informaționale în care suntem, se întâmplă lucrul ăsta de se blochează lucru sau dorința năzuința omului și a bisericii în general vis-a-vis -vis de reformă doar la aspectul teologic. E un principiu natural rezistența la schimbare a fost așa. noi tot timpul rezistăm la schimbare toți credem că așa cum suntem, suntem cel mai bine cum ne-am pomenit da. cum am da, că, dacă suntem într-o anumită stare această stare este cea mai bună stare în care noi am putea să, fiu, să fim de aceea cred că nu o problemă de piedici există astăzi, dar cred că sunt și piedici Contextul este dificil astăzi în a sprijini schimbarea, dar când mă uit în Biblie, acum lucrez la două materiale. Unul, o carte care se numește Conducere și Restaurare, care e finalizată, sperăm să iasă în 2-3 zile de la tipar. Și a doua carte este Transformarea Bisericii, o broșurică care exprimă, explică un proces de schimbare. Când mă uit uh, la uh, ce ar trebui să facem pentru a schimba biserica în vederea schimbării societății, înțeleg uh, următoarele lucruri. Schimbarea începe cu individul. Și primul tip de reformă, vorbit în scriptură, de transformare, este reforma personală. Iar se potrivește cu Luther. Luther, Iarăși. el a înțeles, el uh, și-a dorit și el, el s-a schimbat primul. Exact. El, el a Noi așteptăm ca să se schimbe biserica, adunarea în care suntem. Noi așteptăm să se schimbe societatea în care suntem. Interesant, Biblia vorbește mai întâi de toate despre reformă, despre transformare personală. Această transformare personală, pentru unii poate nu chiar atât de familiarizați cu termenii pe care voi folosi, este vorba despre ucenicie sau ucenicizare. Și anume. Să fii un urmaș al lui Hristos. Acest lucru aduce transformare. Ucenicizarea este un proces continuu de transformare în viața omului. Astfel că, indiferent în ce stare spirituală ne-am aflat, fie că suntem încă oameni care nu am decis în viața noastră, că Dumnezeu este cel mai important și că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și că prin El vom fi mântuiți. Fie că suntem în starea aia, fie că deja am decis și am acceptat jerfa mântuitoare a lui Iisus Hristos. Fiind în legământ, poate, cu da, mântuitorul. Și am intrat într-o legătură cu Dumnezeu și într-o apropiere de El și astăzi noi îl căutăm din ce în ce mai mult. Nu contează în ce etapă suntem. Toate acest proces se numește procesul de ucenicie. Astăzi nu se vorbește atât de mult în bisericile tradiționale despre ucenicie, deși se vorbește despre duhovnic, se vorbește despre să ai un duhovnic care există cumva o o idee acolo de ucenicie, adică cineva spiritual te îndrumă pe unde să mergi, dar este mai mult de atât decât un simplu duhovnic. Ucenicia înseamnă să fie ajutat de cineva și îndrumat să-L urmezi pe Iisus Hristos în tot ceea ce a spus El. Astăzi avem parte de o cenicie scolastică, foarte teoretică și informațională. Și noi, protestanți, în general, credem în felul următor. Dacă ne-am adunat să citim Biblia și să avem un studiu biblic teoretic, noi facem o Dar nu este suficient. Nu asta e ucenicia doar. Ucenicia nu trebuie să revină doar la nivelul de informare. Astăzi, a, ucenicia este o abstractizare mai mult decât o transformare, eu personal cred că biserica se va transforma dacă ne vom întoarce la o cenicie cristocentrică. Bun, haideți să rămânem aici. Acum, dragi prieteni, vom beneficia de o melodie creștină potrivită pentru sufletele noastre, o pauză bine meritată și pentru invitații noștri. Și am rămas la prima soluție: vis-a-vis -vis de încremenirea aceasta a bisericii în teorie în doar teologie și pentru ca să trăim reforma, spunea domnul pastor, domnul Daniel Fodorean, prima soluție ar fi ucenicia sau practicarea, trăirea autentică a uceniciei cristocentrice. Vom continua după pauză cu ceea ce înseamnă aceasta și, bineînțeles, cu celelalte uh, soluții la reforma permanentă de care trebuie să avem parte. Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, dar și cu domnul Daniel Fodorean, lector universitar, dar și pastor, invitatul nostru din seara aceasta. Dânsul slujește, v-am spus data trecută, în mai multe direcții și cadru didactic și pastor, dar și formator de lucrători. Dar prin centru Antiohia slujiți cu formarea de, de, de lideri. Da. În diaspora, în România și în, dia, în diaspora. În seara aceasta vorbim cu dânsul despre, sau am amintit împreună cu dânsul despre acea conferință dedicată a 500 de ani de la reforma lui Luther, organizată la Sfânta Trime, care au fost invitații diversi și din alte culte și din alte domenii de culturale și de activitate, da? Iar în partea a doua primei părți am discutat despre reforma spirituală sau implicațiile reformei lui Luther în ziua de azi. Actualitatea reformei, dacă mai este actual. Și ne-am oprit, așa ca un rezumat foarte scurt, la soluții printre care, sau prima amintită, cea mai importantă, ucenicia, și anume, spuneați dumneavoastră, de ucenicia cristocentrică. Asta înseamnă că noi trebuie să-L urmăm cu toată ființa noastră pe Domnul nostru Isus Hristos. Simplu. Nu, că unii spun, domne, ce e ucenicie? Adică, dacă Domnul Iisus Hristos ne-a spus că ar trebui să facem ceva, noi ar trebui să călcăm pe urmele lui, cu ghilimele, adică expresia este să fim ascultători și să facem ce a spus și el. Și cum zice altă parte. Ascultător și împlinitor în tot ceea ce a spus el să facă. Și atunci, acest proces, noi ar trebui să îl aducem în cadrul adudărilor noastre, să formăm oameni, care să fie gata să îl urmeze pe Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Cred că nu poate fi o biserică reformată dacă nu sunt reformați indivizii. Exact. La fel cum ați amintit, nu putea să existe o reformă protestantă dacă Luther nu era schimbat de el mai întâi, în convingerile lui și, de practica. Către, și practica lui, de către Cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi astăzi criza nu avem la nivelul instituției bisericii. Cu toate că am... și aici mai trebuie făcut câte da, făcut, Dar nu doar la nivelul instituției bisericii. Criza este la nivelul indivizilor a celor care formăm biserica, fiecare dintre noi. Și atunci primul pas ar fi persoane transformate. Al doilea, de la transformarea aceasta, spune M-aș muta puțin, deși nu atât de expresiv în, în Noul Testament. Familia este susținută în Noul Testament, dar nu m-aș referi strict în contextul acesta, dar ca o paranteză, ca un pas următor este transformarea familiei. Ucenicul, omul, individul transformat, da. transformarea familiei. Un lucru foarte important: cum să transformă o familie dacă nu au fost transformați cei care o compun, cei care formează acea familie. Și ă, astăzi avem nevoie de familii transformate. De fapt, familia rămâne indiferent cât vom căuta să o subminăm și să o dărâmăm concepția de familie. Biblică, okay. o familie așa cum am sau învățat. Sau tradițională, cum se știe? Sau tradițională, indiferent cât am încercat să demolăm conceptul acesta. Acolo, în familie, noi ne-am format. Acolo este prima școală noastră de ucenicie. Și pot să spun, acolo ne și reformăm. Și acolo ne și reformăm. Dacă ne-am O familie reformată va reforma indivizii pe care o compun. Bun, dar asta va influența și prietenii, cunoscuții, societatea din jur. Da, va influența societatea din jur. Și atunci trebuie lucrat la reforma aceasta în familie. Da, unii lucrează la reformă în familie și vor să schimbe familia. Dar nu în direcția în care trebuie. Nu în direcția biblică <laughs> sau cea bună. Direcția ar fi să ducem familia acolo unde ar trebui să fie. Putem să dăm 10.000 de argumente de natură genetică, biologică, psihologică și nu și, știu. Și acelea sunt ar trebui puse sub, unele sub semnul întrebării. Rămâne un adevăr ferm. Acolo unde există armonie în familie, acolo unde există o spiritualitate autentică în familie, Corect. acolo soțul și soția, în iubire, unul față de celălalt și față de Dumnezeu, vor forma, vor crește copii care uh, vor practica și ei la rândul lor acele valori spirituale, acele virtuți spirituale pe care le-au învățat de la părinții lor. Cred că exemplu, dragi prieteni, se află în fața, în fața dumneavoastră, cred că și eu și dumneavoastră putem da exemplu părinții noștri. Exact. Am trăit o perioadă în care ateismul se predica, se preda la școală, da, în care societatea era așa cum era, coruptă și, și acum mai coruptă, vocabularul și uh, practica celor din jur era dezastroasă. și noi totuși am rămas credincioși datorită părinților și exemplului lor. Și dacă există o familie care a investit frumos și sănătos, acele valori uh, nu vor putea ușor fi dărâmate de către o societate care tinde să se întoarcă potriva familiei. Un om care a crescut frumos, un om cu bun simț din familie, va fi un om cu bun simț și în societate. Cu siguranță. Uh, și uh, de aceea spun al doilea element în procesul acesta de reformare, astăzi ar fi nevoie de această reformă în familie. Al treilea lucru legat de uh, biserică și în contextul acesta, familia, individul, făcând parte dintr-o adunare, dintr-o biserică, ar fi nevoie de. Uh, o reformă spirituală și aici știu că mulți ar le place ce am să spun acum, dar uh, să o ia cu prudență ce spun. Avem nevoie de o reformare a slujitorilor spirituale, a celor care uh, conduc. Uh, și în societate, dar și în biserică. De deci, aceea, preocuparea mea, așa cum a spus, este să Aduce mai multă spiritualitate și schimbare în inimile noastre, ca și slujitori. Pentru că un slujitor schimbat este unul care va conduce indivizi și familii spre, spre schimbare. Și aici eu cred că e foarte important să putem să trăim noi, cei care suntem chemați de Dumnezeu să conducem oamenii, să îi îndrumăm pe calea lui Dumnezeu, e foarte important ca noi să fim cei care trăim aceste lucruri. Și formarea spirituală a slujitorilor e un element important. Da, pentru că slujitorii sunt și lideri. Și de cele mai multe ori, cel puțin în estul Europei sau în zona noastră, mentalitatea aceasta de turmă e foarte puternic influențată de lider de cel care este în fața. Da, foarte puternic influențată, nu numai aici, dar și în vest, dar la noi mai mult decât în altă parte. De deci, aceea se aduc mai multe acuzații la nivelul uh, unor slujitori în societate. Bine, societatea profită de anumite slăbiciuni, mass media profită de anumite slăbiciuni, dar cred că asta uh, e un element important. Și aș mai spune încă unul, de la individ, familie. Lider spiritual, ideea de comunitate reformată, de adunare reformată. Aici mă refer la organizațional și organic. Biserica, ca și o organizație, în aspectele organizaționale trebuie să existe schimbări, dar și în aspectele relaționale trebuie să existe schimbări. Și Biserica ca și adunare, ca și nu doar simplu instituție, are nevoie astăzi de schimbare. Dar nu plec dinspre biserică spre individ și cele două se influențează și cred că uh, individ, familie, conducători împreună vor da acel tonus al schimbării în comunitate și vor adăuga elemente necesare comuni aspectului comunitar care trebuie reformat. Deci dacă vrem și nu, nu doar dacă vrem, am înțeles că e absolută nevoie de reformă permanentă, pentru că generațiile se schimbă, vremurile se schimbă și cultura este în continuă transformare. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte pe care le-ați amintit, transformarea, reformarea individului, a familiei, a leadership cum se zice în engleză așa, și a comunității, fiecărei în comunități. Exact. Pentru că dacă se, fiecare biserică veghează și se reformează să reorientează biblic și se readaptează biblic la vremurile pe care le, le trăiește, cu siguranță că societatea întreagă are de câștigat și este, putem spune, o, o societate de actualitate sau reformată. Da. da. Dragi prieteni, cred că mai avem două minute. Îi mulțumim încă o dată domnului Daniel Fodorean pentru prezență și rugăm în aceste... Aproximativ două minute pentru că am mai trecut câteva secunde, să și ia la revedere de la dumneavoastră și le invităm să se întoarcă cu cărțile care sunt gata să apară și să le discutăm, să le prezentăm și prietenilor creștinilor care ne privesc. Dumnezeu nu ne-a chemat neapărat să fim judecători pentru ce ci și Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi să uh, căutăm să l-ascultăm în toate lucrurile, să dorim să-l ascultăm și să facem voia lui Dumnezeu, ceea ce ne spune El în fiecare zi, în viețile noastre. Acest lucru va aduce schimbare ușor, ușor și în societate și în biserică. Amin, mulțumim! <coughs> Pardon, dragi prieteni, iată-ne la încheierea emisiunii din seara aceasta. Hai să o facem așa cum ne-am obișnuit cu câteva versuri din reverberații creștine. Spune așa poezia Figata. Fi gata să-ți aduci obolul, jerfei de sine ca prinos. Încrede-te fără rezerve în sacrificiul lui Hristos. Ești gata să împlinești chemarea de a merge în lume ca un miel? Învață ce a făcut Mesia când Tatăl l-a trimis din cer. Ești gata să aplici lepădarea euului ce a fost detronat? Privește, dezbrăcându-și slava, Iisus în om s-a întrupat. Ești gata să răstignești firea și să renunți de tot la Eu, Domnul să-și facă în tine voia la standardul lui Dumnezeu. Amin! Vă mulțumim! Și eu mulțumesc! Și vă așteptăm uh, și data viitoare, cum ne-ați promis cu cărțile. La revedere, fiți bine binecuvântați!